Pe data de 24 aprilie curent, începând cu ora 12, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc protestul în vederea determinării guvernării să demisioneze și să organizeze alegeri parlamentare anticipate împreună cu cele prezidențiale. Manifestație organizată de către partidele de opoziție și societatea civilă protestatară. Scopul acțiunii este determinarea guvernării să dizolve Parlamentul și să stabilească data alegerilor parlamentare și prezidențiale în termen de 2 luni, așa cum prevede Constituția. Actuala componență a Parlamentului nu reprezintă voința alegătorilor, ci este capturată de oligarhul Plahotniuc. Anume, Plahotniuc este cel care a uzurpat puterea. Prin urmare, anume, el trebuie să asigure dizolvarea Parlamentului și să întoarcă cetățenilor dreptul la democrație. Dacă nu dă curs cerințelor nominalizate, Plahotniuc trebuie să-și asume toate urmările furiei poporului. Menționăm că am solicitat ca în data protestului, oligarhul Vladimir Plahotniuc, stăpânul real al regimului, să se afle împreună cu subalternii să închișină. Reprezentanții delegați de către cetățeni vor merge să stabilească data alegerilor anticipate. În cazul în care oligarhul nu va accepta cerința populară, organizatorii, împreună cu protestatarii, vor decide acțiunile ulterioare.